Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou material. Binance are probleme destul de mari. Și ai răbdare că o să discutăm despre aspectul acesta ca să înțelegi mai bine ce se întâmplă. Totodată, miliardarul american Bradley Thomas, CEO și președinte al unei companii foarte mari, de miliarde de dolari, ne avertizează că anul acesta este un an destul de imprecis. Ratele dobânzilor nu ne lasă în pace. La ce este nevoie să ne așteptăm? Dar stai liniștit, nu te panica, pentru că la toate acestea există soluții. Ai trezat nou aici pe canal? Bine te-am găsit! Cu tine este Robert Grecu. Nu uita să te abonezi, să dai un like, să zrângă în clopoțelul ăla ca să fii notificat atunci când postești. Hai să trecem direct la treabă! Legate Bitcoin, lucrurile sunt relativ simple. De la acest higher high ne aflăm în zona de 22.400 și vă spuneam în acest material pe care l-am postat ieri ca să avem o perspectivă în această săptămână cum să ne poziționăm avem nevoie să înțelegem unde va închide Bitcoin pe time frame de 4 ore. În acest punct al BTC-ului eu nu o să intru. Vedem că avem o mișcare laterală. Ideea e în felul următor. Dacă închidem peste 22800, asta e următoarea zonă, dacă închidem sub 22200, da? Aceasta ar fi următoarea zonă. Și aici vorbim pe time frame de 4 ore, cu un candle de 4 ore. Fiți atenți la uh, aceste două zone. Am un cadou împreună cu cei de la Prime XBT pentru voi în valoare de 1000 de dolari. Ce trebuie să faceți? E relativ destul de simplu. Puteți să vă depuneți 200 de dolari într-un cont nou. Contul trebuie să fie nou. Vreau să fiți atenți la acest element. Vă depuneți 200 de dolari, folosind linkul meu din descrierea acestui clip. Puteți să vi depuneți din Binance sau de pe ce exchange vreți voi. Mergeți la mine pe Instagram, înscrieți un mesaj în privat, îmi trimiteți un screenshot cu depunerea celor 200 de dolari, iar eu o să vă dau 50 de dolari. Un cod unde o să aveți efectiv 50 de dolari. Să faceți ce vreți dumneavoastră cu ei am mai multe coduri de natura aceasta. Dacă doriți, din punctul meu de vedere, puteți să vă depuneți pe 3-4 conturi diferite. Câte 200 de dolari, să-mi trimite screenshot și o să vă dau codul de 50 de dolari. V-am lăsat și o strategie simplă cum puteți să fiți <laughs> inteligenți. Și pentru tranzacționarea pe margine am pregătit aici 8000 de dolari. Vreau să vă cum închid de BTC pe 4 ore ca să știu cum o să vă poziționez, long sau short. Ei bine, ce se întâmplă mai exact cu Binance? Pentru că echipa Binance a îngrijorat de legăturile Binance cu SUA. Cei de la Binance au încercat să-l recruteze pe Gary Kensler. Ei bine, un chat de pe Telegram dezvăluie nemulțumirea echipei Binance față de controlul reglementărilor. În decembrie se spunea că departamentul de justiție a analizat acuzații penale împotriva CEO-ului și fondatorului Binance, CZ Changpeng Zhao. Binance este de departe cel mai mare exchange de criptovalute din lume și a fost de asemenea printre multe firme care au încercat să-l aducă pe Gary Gensler ca și consilier cu aproape 2 ani înainte ca Gensler să devină președinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse. Deci, Gary Gensler este un personaj foarte relevant pentru că el verifică tot ceea ce se întâmplă pe partea de valori mobiliare și pe partea de burse. Iar spațiul cripto devine din ce în ce mai reglementat. O preocupare centrală a Binance a fost să nu fie în miza autorităților de reglementare din SUA în timp ce curta clienții din SUA, adică cine vrea să ajungă în ochii comisiei. Cine vrea să ajungă? Ei bine, cu siguranță ați ghicit, nimeni. Coindesk are printre cei mai relevanți reporteri și vreau să ascultăm ce spune unul din acești reporteri vis-a-vis -vis de Binance. Haideți să ascultăm împreună. That Binance US has much greater control of, uh, sorry, Binance Global has much greater control of Binance US than the, you know, other company is willing to admit is probably not great for how Binance and Binance US will be perceived by US regulators. Um, you know on friday sec uh, attorney william Updegrove said in court that sec staff believed that Binance US might be an unregistered securities exchange but before that we've had uh, we've heard concerns from regulators that Binance US acquiring Voyager's assets might run foul of uh, foreign investment. Binance US unregistered Sunt înregistrate la comisie. Cumva, sunt multe lucruri dubioase cu ce se întâmplă vis-a-vis -vis de costumul celor de la Binance pe partea de US, pe de United States. Și acum vorbim de oficialii SEC care spun lucrul acesta. Grijă în perioada aceasta la Binance și la BUSD. Știți că de o bună bucată de vreme sunt în tot felul de scandaluri, procese și așa mai departe. Iar acum mergem la cel mai relevant meme coin din spațiul cripto, da, a zici Dogecoin, care scade 10% în ultimele săptămâni, în timp ce Elon Musk spune că își schimbă atenția de pe zona de cripto și merge spre zona de AI. Vedem un tweet de-al său extrem de apreciat și extrem de vizualizat, 8 de milioane de vizualizări. El spune în felul următor, I used to be in crypto, but now I got interested in AI. Obișnuia să fie în cripto, dar acum dintr-o dată a devenit interesat de zona inteligenței artificiale. Dar am văzut un comentariu al lui Thomas aici foarte relevant, care întreabă AI cripto? Adică de tot ceea ce se întâmplă în spațiu cripto, de proiectele care sunt în zona AI pe partea de cripto? Pentru că și aceasta poate să fie uh, o discuție. Iar pentru că martie este o lună foarte importantă și o să vedem imediat și de ce, Bradley Thomas ne avertizează că în perioada aceasta efectiv comercianții, efectiv fondurile mari de investiții nu știu cum să raporteze la piață. The market's done totally fine during periods where we had 3% inflation and 5.5% rates. If there's massive uncertainty in the world, if allocators of capital don't know Există foarte multă incertitudine în piață. Bună oară, atunci când inflația creștea și ratele dobânzilor și ele creșteau, măcar știam o direcție. În 21-22 martie avem FOMC Meetings. Va veni fratele nostru JP, cum îi spun prietenii Jerome Paul, și probabil din nou va mări ratele dobânzilor cu încă 25 de basic points. Asta ar veni 0,25%. Și de asta vă spuneam că luna martie este o lună foarte importantă pentru piețele financiare. Bradley Thomas este un investor american și manager de fonduri speculative. El este fondator și președinte și CEO al Altimeter Capital. Da, ați ghicit, este miliardar. Altimeter Capital are în momentul de față 18 miliarde de dolari. Ați auzit foarte bine. Nu uitați ce a spus Brad. Incertitudinea poate să facă ravagii mult mai mari pentru că nimeni nu știe cum să se placeze. Majoritatea avem impresia că inflația este în scădere, dar am putea să rămânem surprinși ce se va întâmpla în următoarea perioadă, pentru că ratele dobânzilor se pare că nu o să înceteze din a crește nici în 2023. Pe final vreau să rămânem și cu un gând vis-a-vis -vis de Polygonmatic, am vorbit despre el și aici pe canal, potențialul de scalabilitate este unul foarte mare și de la începutul anului vedem că a crescut, da, 61%. Pe locul 3, la cele mai multe tranzacții, pe locul 4 la numărul de adrese active, tot pe locul 4 largest index volume. Bine, și ne întrebăm ce poate să împingă drive-ul acesta al activității Polygon, care se pare că tot crește. Ce părere aveți de Polygon? Lăsați-ne părerea voastră în comentarii și de cum vă poziționați voi acum. Cam acesta a fost materialul de astăzi, prieteni. Nu uitați să vă abonați, să dați un like și să-ți drângăniți clopoțelul la ca să fiți notificați atunci când postăm. Să ne vedem cu bine la un nou material. Toate cele bune!